cred că am găsit la ce vreau să lucrez astăzi. Sunt oricum un pic de obosit. Acum e sâmbătă. Se știu mai normal de mâmburi din lunea. Și am zis că încep cu două pe săptămână de acum. Doar că al doilea o să fie ceva mai chill, de anduranță, grade super ușoare. De astăzi vreau totuși să încerc un benchmark, vreo 3-4 try-uri, să vedem dacă iese, că pare destul de easy. Și după trecem la chestii de anduranță. Să dăm un ombraj bun. Frecvența pare destul de clară, dar acum că mă uit mai bine la el, nu mai pare chiar așa de ușor. Pare că fix de la galben la alb, penultimul alb. Acolo pare să fie destul de greu. Topul cât de cât pare mai ok. Nu trebuie să mai văd o dată pe aplicație. Pe problema asta nu cred că mai am vreun try. Înainte, cred că e chiar flash attempt acum. Mai de obicei durează până mi se obișnuiesc mâine cu magneziu. Și cred că o să se ducă destul de repede, mai ales că e cald. Hai să vedem. Dacă cam are mișcarea și mă chinuie parcă puțin la încheietură și nici n-aș vrea să forțez neapărat. Dar poate dacă aș veni cu piciorul stâng, cu a doua priză neagră, stau un pic mai bine. Da, așa mi-a ok. Trebuie să fac un pic de pauză. Trebuie să poziționez cumva mai bine cu picioarele la început. Zic că nu mi se sunt câteva mișcări la picioare. Poate ceva de genul. Nici chiar așa. Cred că așa merge mai bine. Trebuie să vedem dacă pot să stau în poziția asta. E un pic forțată. Cred că mai ușor dau un spread la picioare pe 4 rânduri, 4 coloane, adică la galbene. După aia mult piciorul stâng mai sus. Da, nu prea cred că am suficientă forță cât să forțe startul aici. Acum cam ating hold-ul, dar cred că totuși mă ajută piciorul stâng pe al doilea negru să pot să împing până acolo, dar parcă fix când ajung la hold nu mă las să trec mai departe. Deci să vedem. Mult mai chem, ok. Ok, folosim ambele picioare.
prieten, un trai serios. Efectiv, la reci. Uite-ți unde mare mișcarea. Cred că trebuie să scot piciorul stâng într-un flag foarte agresiv în stânga ca să pot să îi dau reci cum trebuie, să o prind cum trebuie ultima. Un pic aiurea pentru mine, nici n-am mai prins până acum hold-ul ăla. Nu știu exact cum se simte și este de mic. Într-un top, sper să-mi iasă vreo 3 try-uri. Nici nu vreau să forțez neapărat. Cred că să pun piciorul mai sus pentru început. Să dau un semi-drop cu dreptul. Nu cred că e ziua de 6 plus proiect. Cred că o să mai dau un singur try. Mai stau un pic. Dar cam atâta. Că m-a obosit toată alea de ritm și nu mai pot să dau alea de enduranță după. Ok, încă un try să-l dau maxim. Că după asta chiar n-are sens. Dacă nu mai văd un pic de progres. Și tot acolo blochez. Nu, nu cred că are sens. O să dau niște probleme de enduranță momentan. Pe altă dată lăsăm asta. Mănânc vreo 4, dar depinde cum o să mă simt. E cam prima dată când fac genul ăsta de exerciții. Adică enduranță pe un bord. Și în funcție de cum merge, se dau toate sau doar două la rând, să zicem. Eventual dau două la rând într-o tură, două la rând într-o altă tură. Vedem cum merg, ar trebui să fie destul de ușurele, după cum arată. Trebuie să am și telefonul la îndemână să le rețin și magneziu. Holdul ăla e blestemat tot timpul pentru mine. E mai greu cam ca atât de aproape. Eu e super puțin downturn și complet flat. Ok, nu o punem neapărat, dar aici nu contează că e doar de enduranță. Și o următoare. Încă simte să-mi e ok. Ok.
asta nu mă așteptam oricum. Hai să trecem. Le fac chiar dacă nu le dau send. Încerc să le fac pe toate, să fac cât mai multe mișcări momentan. Că așa e un pic de antrenament. Asta ar trebui să fie un pic mai easy. Numai acum așa este să-i îmbosit. Am o problemă și de la aderență, mi se duce super mult magneziu dacă îmi stau un pic să mă ventilez înainte. Ok. Nici n-am probat, de fapt, pauză între ăla greu și astea. Da, merge acum, cum merge. Asta dacă nu dădeam cap plus, mergea mai bine. Hai că asta ar trebui să fie chiar cel mai ușor. Să dau un proper rest după asta. Ok. Asta a fost chiar cel mai zi. Acum cred că o să dau un rest. Și încercăm iarăși 5 minute pauză. Cred că o să dau maxim 2-3 seturi. Și după aia gata că nici nu vreau să forțez chestiile prea mult. Că o să vin din nou luni, adică peste 2 zile. Și nu are sens. Ok, văd că am și greșit prima problemă. Era alcoolul la care trebuie să dau. Nu știu dacă e mai ușor sau mai greu. Vedem acum. În funcție de cum mă simt după următorul rest, o să văd dacă mai dau și a treia tură sau nu. Momentan simt la a doua. Înțeleg holdul ăla, e blestemat pentru mine. Super greu îl țin. Bine, nici nu cred că am avut cea mai bună poziție, cum am ridicat în el. Trebuie să încerc de viitor să stau pe ochii de două degete, cu piciorul, eventual cu dreptul chiar. Scos stângul în afară, cred că o să merg mai bine. Hai, next stop. Cred că asta e un pic prea grea pentru mine la momentul ăsta, nu știu. Trebuie să încerc să simt mai bine, pentru că am dat niște brașuri, dar tot se simte destul de hard.
ridicat-o mâna stângă, cam un pic inflamat adoiul de la degetul inelar de la stânga. Și încă nu mi-a trecut. Ok, hai să vedem următoarea. Eu leac mai bine că am ținut problema, am ținut și eu hold-ul negru, pinciul, dar nu știu, cred că trebuia să dau un flag cu piciorul stâng, doar că acum este destul de obosit, nu pot chiar așa de bine să dau tehnică, abia stau pe hold-uri. Hai să dăm și pe ultima care e ușoară. Cred că am lăsat-o pe ultima care mi-a ușoară. Ca așa măcar știu că atunci când ajung să nu mai dau, deja se simte efortul. Mă simt chiar așa de rău. S-ar putea să pot să dau și tura 3. Fac o pauză de 5 minute și revin. Ultima tură. Că după asta chiar nu prea sens să forțez chiar până la 4-a tură. Pentru prima tură. Pentru prima dată. Am dat niște perie cât am făcut pauza, dar trebuie să fie mai ok. Parcă se duce super repede magneziu. Mult prea cald, nu știu că acum și să vin pe pocket. Wow! Ok, la slipul ăsta nu mă așteptam. Da, mă rog, trece o montare, n-are sens. Pur și simplu nu-mi vine să duc piciorul în dreapta ca să mai stabilizez. Stau mult prea greu în ele. Trebuie să pornesc, cred că, cu piciorul de pe ultimul rând pe kickball, cu piciorul drept, ca să fiu stabilizat. La fel azi din nou. S-a dus tot, efectiv, de pe undeva în gripă, la dreapta. Ok, data viitoare trebuie să aleg niște probleme mai simple, ca să am
mult mai multe holduri date în timpul încercărilor. Ca așa doar să dau vreo 3. E ok, încă o dată, nu mă plâng, dar e ok mai multe, că doar pentru vol o fac chestiile astea. Ok, ultima. Na, bun. Păi cam asta cred că a fost sesiunea de azi. Cât de cât ok. Nu mă simt nici foarte epuizat. Să vreau să încerc chestia asta, să nu duc sesiunile în 100%. Undeva pe la 70-80%. Ca să fiu cât de cât fresh pentru următoarea dată. Păi, dacă o să mai finești ceva, o să fie luni, la seșul de project-uri. Băi, e mai mult de max power decât de project, sincer, că nu stau chiar așa de mult pe probleme luni, mai dau switch. Cred că am un 7A plus, care vreau să-l încerc, numai sper să am o recuperare bună până atunci. Da. Da, bun. Păi ne vedem data viitoare. Salut!